Cum calculăm produsul logaritmilor în bază K din K plus 1 pentru K de la 10 la 99? Destul de simplu. Hai mai întâi să scriem produsul detaliat. G este. Pentru K egal cu 10 avem logaritmul în bază 10 din 11. Ori, pentru K egal cu 11 obținem logaritmul în bază 11 din 12. Să-l scriem. Logaritmul în bază 11 din 12. Și tot așa, ultimii doi logaritmi se obțin pentru 98 și 99. Deci, vom avea logaritmul în bază 98 din 99, penultimul, și ultimul termen al produsului e logaritmul în bază 99 din 100. Și în continuare vom folosi formula de schimbare de bază. Putem să trecem la ce bază dorim. De exemplu, baza 2. Aș și prefera baza 10, dar m-am gândit să mai variem puțin. Și atunci obținem că logaritmul în bază 10 din 11 e logaritmul în bază 2 din 11 supra logaritmul în bază 2 din 10. De înmulți cu logaritmul în bază 2 din 12 supra logaritmul în bază 2 din 11. De înmulți cu, tot așa, până la logaritmul în bază 2 din 99 supra logaritmul în bază 2 din 98 ori logaritmul în bază 2 din 100 supra logaritmul în bază 2 din 99. Și după cum observăm, logaritmul în bază 2 din 11, cam toți logaritmii se simplifică. Și am rămas cu logaritmul în bază 2 din 100 supra logaritmul în bază 2 din 10, care, datorită formulei de schimbare de bază, este logaritmul în bază 10 din 100, adică 2.